Bun găsit! În acest tutorial vom începe discuția despre determinanți cu formulele de calcul ale determinanților de ordin 2 și 3, proprietăți și aplicații practice în geometria analitică. Să începem prin a înțelege ce este un determinant. Dacă avem orice matrice pătratică, determinantul este un număr asociat acesteia care se calculează pe baza elementelor matrici. Atenție! Determinanții se asociază doar matricelor pătratice. Pentru matricea A mare de ordin 2, care este egală cu A11, A12 pe linia 1, A21 și A22 pe linia 2, determinantul asociat este egal cu A11 ori A22 minus A12 ori A21, adică produsul elementelor de pe diagonala principală, din care scădem produsul elementelor de pe diagonala secundară. Pentru determinantul de ordin 3 există două modalități de calcul, și anume regula triunghiului, cea care este prezentată în imagine, și regula lui Saros. Având însă în vedere că ambele reguli conduc la același rezultat, voi prezenta doar regula lui Saros. Avem deci un determinant generic de ordin 3. Pentru a calcula valoarea acestuia, vom începe prin a copia sub el liniile 1 și 2. Vom obține un tabel cu 5 linii și 3 coloane, unde linia 4 este identică cu linia 1 și linia 5 cu linia 2. În continuare, vom aduna produsele elementelor de pe diagonala principală și vom scădea produsele elementelor de pe diagonala secundară. Vom vorbi mai departe despre proprietățile determinanților, și anume, determinantul unei matrici coincide cu determinantul matricii transpuse. Altă proprietate, dacă elementele unei linii sau coloane dintr-o matrice sunt nule, atunci determinantul este nul. Proprietatea a treia. Dacă într-o matrice adunăm două linii sau două coloane între ele, obținem o matrice care are determinantul egal cu opusul determinantului matricei inițiale. A patra proprietate. Dacă o matrice are două linii sau coloane identice, atunci determinantul său este nul. Proprietatea 5. Dacă toate elementele unei linii sau coloane ale unei matrici sunt înmulțite cu un număr alfa, obținem o matrice al cărui determinant este egal cu alfa înmulțit cu determinantul matricei inițiale. Și ultima proprietate, dacă elementele a două linii sau coloane ale unei matrici sunt proporționale, atunci determinantul este nul. O primă aplicație a determinanților este ecuația dreptei sub formă de determinant. Și anume, ecuația dreptei AB este dată de determinantul xy1, xayk1, xbyb1 egal cu 0. Am ales următoarea aplicație practică. Și anume, un vapor străbate oceanul între două orașe, pe care le vom reprezenta prin punctele A mare și B mare. Prin trasarea unui reper cartezian XY, găsim că A mare e de coordonate 1,4 și B mare e de coordonate 3,2. Știind că vaporul parcurge această distanță pe cel mai scurt drum, putem afla distanța dintre punctele A și B și putem scrie ecuația dreptei determinată de cele două puncte, ecuație care ne va ajuta să descoperim traiectoria vaporului parcursă de vaporul respectiv. Astfel, ecuația dreptei AB va fi dată de determinant xy1, 1,4,1, 3,2,1, unde 1,4 erau coordonatele lui A, 3 și 2 erau coordonatele lui B. Efectuând calculele, putem spune că ecuația dreptei AB este dată de x plus y minus 5 egal cu 0. O altă aplicație a determinanților în geometria analitică este colinearitatea a trei puncte. Dacă avem punctele A mare, B mare și C mare,
unde A mare de coordonate X, A, Y, K, B mare de coordonate X, B, Y, B, C mare de coordonate X, C, Y, C, atunci punctele vor fi coliniare dacă și numai dacă determinantul coordonatelor este egal cu 0. Ca aplicație practică am ales următoarea problemă. Fie două orașe reprezentate pe o hartă prin punctele A mare și C mare. Dacă într-un reper cartezian XOY avem ca A mare de coordonate 1, 2 și C mare de coordonate minus 5, minus 2, iar în drumul său cel mai scurt de la A la C, un avion trece deasupra orașului B de coordonate M și 0, aflați-l pe M mic. Astfel, înlocuind în formulă, în formula în care ne spune că punctele A mare, B mare și C mare sunt coliniare, efectuând calcule, îl găsim pe M mic egal cu minus 2. Ultima aplicație este area unui triunghi. Dacă avem punctele A mare de coordonate X, A, Y, K, B mare de coordonate X, B, Y, B și C mare de coordonate X, C, Y, C, atunci area triunghiului ABC este egală cu 1 pe 2 ori modul din delta, unde delta este egal cu determinantul coordonatelor x, a, y, k, 1, x, b, y, b, 1, x, c, y, c, 1. Ca și aplicație practică, am ales să determinăm area unui teren agricol în formă de patru latere, ale căror puncte sunt A mare de coordonate 2, 3, B mare de coordonate 1, minus 4, C mare de coordonate 0, 3 și D mare de coordonate 1 și 5. Am împărțit patru laterul în două triunghiuri, A, B, C și A, D, C, și atunci area patru laterului este suma dintre cele două, suma dintre ariile celor două triunghiuri. Da? Area lui ABCD va fi egală cu area lui ABC plus area lui ACD. Efectuând calculele, găsim că area patru laterului ABCD egal cu 9 unități pătrate. Vă mulțumesc pentru vizionare!